Frate Giuseppe, vreau să te Giuseppe, întreb acum dacă poți să răspunzi Cristinei, care a trimis un mesaj dulce, mărturisind slăbiciunea sa și vreau să-ți pun această întrebare din partea ei. Cristina spune: Bună ziua, fraților, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, sunt Cristina. Frate, în această dimineață mă rugam la Isus să mă ierte, pentru că sunt bună de nimic și nu sunt capabil să evanghelizez. Nu știu să mă rog cu cuvinte frumoase, așa cum fac alți frați. Mă rog cu cuvinte sărace și reușesc cu dificultate să binecuvântez persoanele, precum că merg la doctor sau reușesc să evanghelizez pe cineva. Sunt capabilă să am grijă de cineva sau să ajut pe cineva când are nevoie. Nu am talente și rog pe Iisus să mă ierte. Vă binecuvântez pe toți, fraților. Amin. Îți mulțumesc, Cristina. Îți mărturisesc că mulți dintre noi ne simțim deseori așa. Știu că sunteți slabi în carne și am dorit să facem cât mai mult. Care este răspunsul lui Isus, al Domnului Cristin, pentru Cristina, precum și altor persoane care se simt la fel? Iată, eu când am citit acest mic mesaj, m-a rugat pentru ea și am primit o profeție de la Isus pentru ea. Când nu te aștepți, Isus îți dă lucruri, un mesaj. Vreau să spun înainte de toate aceasta, Cristina, dragă Cristina, să știi că Dumnezeu nu-ți cere să faci ceea ce nu poți, ceea ce nu cunoști, ceea ce nu ai învățat. Iisus, în mod simplu, îți cere să faci ceea ce poți. Precum un copil de abia născut, învață să meargă, să vorbească, un pas după altul, puțină credință una după alta. Iisus nu-ți cere mai mult. Copilul care învață să meargă și care în spațiul de timpul de o oră, cade de 10 ori, de 15 ori, învață să meargă, Domnul nu se așteaptă mai mult. Să mergem la Marcu 14, Angela. Vă aduceți aminte de femeia cu undelemnul său? În Marcu 14, începe de la versetul 3, te rog, până la 9. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir, de nar curat, foarte scump. Aceasta este o istorie pe care noi o cunoaștem cu toții și să încercăm să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să ne arate. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și zicea: Ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde pe mai mult de 300 de denari și să le dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceasta, dar Iisus le-a spus: Lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pe cei săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine când voiți, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ceea ce a făcut aceasta spre pomenirea ei. Marcu 14, de la 3 la 9. I-am vorbit și de alte ori de acest frumos pasaj. Dumnezeu o apără pe această femeie și i-a spus: A făcut tot ceea ce a putut. Mai mult nu putea să facă. Și tu, Cristina, nu poți să faci mai mult decât ceea ce poți. Nu poți să faci mai mult de puterile pe care le ai, de dragostea pe care o ai, de credința pe care o ai. Însă, trebuie să faci ceea ce poți. Nu te compara cu alte persoane, bărbați, femei. Tu uită-te la Isus și ai să vezi că ai să crești. Dumnezeu te iubește așa cum ești tu.
iubită surioară, în fața lui Isus ești frumoasă, foarte frumoasă, binecuvântată, ești prețioasă, ești unică, precum fiecare dintre noi. Pentru puținul pe care eu îl înțeleg în tine, mi se pare că puținul tău ulei la picioarele lui Isus, tu îl vergi. Dumnezeu nu-ți cere să investezi talentele pe care nu le ai, ci în mod simplu îți cere să faci ceea ce poți, un pas unul după altul. Cristina, tu trebuie să trăiești zi de zi și să te lupți o luptă după alta, un pas la rând. Știi, dușmanii lui Dumnezeu nu vor fi mai presus de credința ta, de mica ta putere pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Ceea ce simte un spirit este că tu faci parte și nu vorbesc doar de tine, dar și de alți frați slabi ca tine sau mai slabi decât tine care mă ascultă și se întreabă dacă sunt îndeajuns de demn pentru Dumnezeu. Nu, noi nu suntem. Însă, dacă noi facem partea noastră în micul nostru, micul nostru este mare dacă îl facem cu toată inima. Dacă tu faci partea ta cu toată inima, atunci ești parte din corpul său, din binecuvântata sa biserică. Dragă Cristina, ești o mică dragoste a lui Isus. Continuă în ceea ce poți. Continuă să-L iubești pe Isus, așa cum faci tu un mic. Și ai să vezi că El va face ca dragostea ta, forța ta, puterea ta, bucuria ta să crească. Pentru că nu are importanță cât de mică este credința ta sau cât de mică este flacăra ta. Dacă tot ceea ce tu știi să spui este un Dumnezeu să te binecuvânteze persoanele care le întâlnești, dacă este tot ceea ce tu știi să faci, fă-o cu toată inima și ai să vezi că ai să crești. Am câteva note pentru tine aici, pentru că am simțit de la Isus aceasta pentru tine. Un mic mesaj de la Isus pentru Cristina. Isus spune: iubita mea, fiică, tu nu ai idee cât de mult te iubesc. Știi, iubirea mea, eu nu eram în gradul de multe ori și nu aveam forța să spun multe. Tot ceea ce am putut să spun a fost: astăzi voi fi cu mine în paradis. Aș fi vrut să evangelizez pe cei care m-au crucificat, însă tot ceea ce am putut să spun: Tată, iartă-i, pentru că nu știu ceea ce fac. În fața mormântului lui Lazar, mesajul principal au fost lacrimile mele. Dumnezeu este dragoste, Cristine. Nu mă întrista cu suferința ta. Să nu te dai bătută, pentru că eu, Domnul, sunt cu tine și nu te-am abandonat nici măcar o clipă și nu am să te abandonez. Durerile tale, lacrimile tale și abandonările tale aparțin mie. Învinovățirile tale mi-aparțin mie. Le-am cumpărat, sunt ale mele, nu sunt ale tale. Doar eu sunt în gradul să le caut și să le transform lacrimile tale în bucurie, descurajările în fericire, bolile în vindecări, singurătatea în comuniune cerească. Adu-ți aminte că nu ești niciodată singură. Eu sunt cu tine, mereu. Și ceea ce spun ție, o spun tuturor. Tuturor, iubiților mei fii, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă gândiți la mine, să mă iubiți în spirit, așa cum vă iubesc eu. Și când dragostea voastră sărută dragostea mea, este comuniunea pe care adevărații adoratori, pe care eu îi caut, așa cum este scris în Ioan 4, de la 21 la 24. Iisus i-a spus: femeie, crede-mă, că a venit ceasul când nu îl veți adora pe Tatăl nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Însă vine ceasul și chiar acum este, când adevărați îl vor adora pe Tatăl în duc și adevăr, căci Tatăl caută astfel de adorator. Dumnezeu este Duh și cei care îl adoră în duc și adevăr trebuie să-l adore. Ioan 4, de la 21 la 24.